Bună seara, sunt Roxana Gheorghean. Bun găsit la informațiile despre vreme. În vestul și nord-vestul Europei, cerul va avea înorări și va ploua, în timp ce în centrul continentului vremea va deveni instabilă în a doua parte a zilei, când vor fi averse torențiale, descărcări electrice și izolat căderi de grindină și vijelii. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil și doar pe suprafețe mici va ploua. Temperaturile vor scădea în vestul Europei, iar în regiunile central-estice și de sud, vremea se menține caniculară la orele amiezii. La noi în țară, mâine, căldura va persista în toate regiunile, iar disconfortul termic va fi accentuat în vestul, nord-vestul și local în centrul teritoriului, unde temperaturile se vor apropia de valorile maxime extreme ale perioadei. În zonele de câmpie și de podiș va fi caniculă, temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 38 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. Cerul va fi variabil, mai puțin în estul țării și local în zona montană și submontană, unde se va înnora și va ploua torențial. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, căderi de grindină. Și în București se menține vremea caniculară, iar disconfortul termic rămâne ridicat. Maxima va fi iată de 35 de grade la amiază. Vineri vor fi tot 35 de grade, așadar încă o zi caniculară, însă după amiază și seara se va înnora și vor fi condiții de ploaie. Vântul va fi destul de activ, iar aversele vor fi însoțite de tunete și fulgere. Sâmbătă vom avea parte de vreme călduroasă, maxima se va situa în jurul valorii de 35 de grade, însă în a doua parte a zilei, vremea va deveni instabilă. La munte, temperaturile cresc ușor în masivele sudice și vestice, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. Vremea va fi însă instabilă. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, dar spre seară se va înnora și va ploua local în Carpații meridionali și orientali și pe arii restrânse în rest. Pe litoral, vreme frumoasă și caldă, temperaturile maxime se vor situa între 27 și 31 de grade, iar apa mării va atinge o valoare maximă de 24 de grade. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Și pe litoralul bulgăresc se anunță vreme frumoasă, soare și maxime cuprinse între 25 și 28 de grade. În Grecia va fi o zi însorită și caldă, cerul va fi senin, iar temperaturile maxime se vor situa între 24 și 29 de grade. Revenim la noi în țară, vineri, valul de căldură va persista, iar disconfortul termic rămâne accentuat în vestul, nord-vestul și local în centrul teritoriului. Canicula se va menține în zonele de câmpie și de podiș, iar temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 38 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. Însă vom avea parte și de instabilitate atmosferică, astfel că după amiază și seara se va înnora și vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vânt puternic, vijelii și căderi de grindină, local în zonele montane și submontane, în centrul, sudul și izolat în restul țării. Sâmbătă vom avea parte de instabilitate atmosferică, temperaturile vor mai scădea în majoritatea regiunilor, dar vremea se menține călduroasă, iar în zonele de câmpie local va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 35 de grade. În vest, nord-vest, centru și sud-vest, precum și în zonele de munte, în a doua parte a zilei vor fi înorări accentuate, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Noi ne revedem și la Focus 23. Să aveți o seară liniștită, numai bine!